sediu, un spațiu unde să poată fi găsiți, unde să se poată purta dezbateri pentru dezvoltarea, pentru continuarea activității și dezvoltarea acesteia. Ne propunem să încercăm să conștientizăm în cadrul mediului de afaceri că acest circuit la sport poate fi tratat în, ca o platformă de responsabilitate socială. Eu cred că există companii în Brăila care, unindu-se, pot face în așa fel încât Cuza Sport să răzbească, să revină în Liga Națională de Basket, acolo unde și-a dorit și unde a muncit foarte mult pentru acest lucru. Ceea ce știu eu, și trebuie să recunosc că detalii foarte multe nu știu, am ajuns în apropierea clubului de basket mai aproape în ultimul an sau nu, o jumătate de an, de mai degrabă. Dar ceea ce știu sigur este că Mircea, la 25 de ani, a venit în Brăila, din Galați, dorindu-și să facă un club de basket. După 11 ani,